Voi vorbi astăzi despre metoda lui Brâncuș. Nu vreau să vorbesc, să prezint operele lui Iardă. Foarte pe scurt vor fi câteva idei, dar doar așa în trecere. Vreau să vorbesc topica pe cealaltă va fi metoda lui Brâncuș. Cum adică metoda? Cum a fost posibil ca un țăran român, născut într-unul de satele cele mai reușite din România, cele mai reușite sate sunt în Oltenia și în Moldova, care votează cu PSD-ul, să devină, deci cum a fost posibil ca un țăran român să devină cel mai mare scriitor al tuturor timpurilor. Cum spune un critic literar din 1965, lângă Shakespeare și Beethoven se mai află un Dumnezeu. Acesta este românul Constantin Brâncuș. Cu acest slogan de al unui scris spus de un străin, putem să încheiem prezentarea și să mergem la băut bere. Voi face o simplă prezentare luată de mai mulți autori, care vedeți acolo. Nu stau să-i enumăr. Voi prezenta, în general, sloganul de-al lui Brâncuș și care le voi discuta foarte pe scurt. Am făcut și eu câțiva pași pe nisipul de realități, Brâncuș. Da, el era conștient că și-a scris numele în istoria gândirii umane, în mod particular în artă. Când s-a întors în România să facă cel mai mare monument făcut vreodată, cel mai mare monument, nu sunt piramidele, nu sunt Sfinxul sau alte chestii. Cel mai mare monument de artă făcut vreodată a fost și este cel de la Târgu Jiu. Și când s-a întors din Paris să facă acel moment, a spus, v-am lăsat strașii proști, v-am găsit și mai strașii de proști. Avea bineînțeles dreptate. După 50 de ani de comunism, 60 de ani de considerarea comunismul, suntem și mai strași și mai proști. Trecem la artă. Rolul artei. Arta trebuie să odihnească, să vince contrarietățile interioare ale omului, aceste contrarietăți din destinul omului, din tragedia lui firească sau din prostiile societății. Arta are și această misiune terapeutică. Despre Michelangelo avea o părere foarte proastă, nu intrăm în detalii. Altă slogan. A urmărit Hidden Reality. Esența obiectelor. Ce este intrinsec fundamental naturii. Asta a fost întotdeauna preocuparea lui. Care este esența obiectului? Unui obiect. A anumitor obiecte. Nu chiar ori. Nu a vrut să fie în, cum spunea și el, nu? Deci totul este aproape, totul este din sloganul, nu mai menționez asta. Nu am vrut să fiu la modă. Moda vine și dispare. El a vrut să facă ceva care să scrie numele istoriei gândirii umane. Și asta este pentru voi, că am vorbit despre metodă. Asta este pentru voi foarte important, voi studenți de filozofie. Nu încercați să creșteți în umbra marilor copaci, pentru că veți fi buruieni. Asta spune el la Rodin și la alt sculptor, că nu vreau să cresc în urma marilor copaci. Acolo cresc mai bun. De ce a făcut el? Dacă nu a vrut să fie la modă. Păi a făcut Pasărea Văzucului, Târgu Jiu și nenumărate alte opere de artă care au rămas în istoria gândirii umane. Pasărea Văzucului ce reprezintă? Foarte pe scurt, în două cuvinte. Nu a avut o pasăre. Acolo a vrut să prezinte esența zborului. Sufletul eliberat de materie. Eu nu creez păsări, ci zbor. Pe prin asta, deja am terminat cu una din cele mai importante capodopere de artă de sculptură din toate timpurile. Acolo nu-i pasăre, acolo-i zbor. Sau despre Târgu Jiu. Când am înălțat întâia oară o coloană a infinitului printre arbori, am văzut-o arzând clară ca fulgerul vestitor de trăsnet. Dacă îi zbuziți să sculptez focul, focul fiind pasărea văzduhului. Dacă îți puteți să sculptezi focul, de ce nu puteți pot da chip trăsnetului? Să-l sculptezi, te scătușim puterea starea de zguduit lumea. Da, a zguduit lumea. Așa cum am făcut și eu în gândirea umană, cu teoria mea care a fost plagiată de nenumărați moștri sacri, dinozauri și alții de... Nu intrăm în detalii. Recorduri în ultimii ani care sunt afișate pe tablă sunt recorduri mai vechi, dar în ultimii ani au fost recorduri la vânzările lui. S-a ajuns la sume imense prin care se vând sculpturile lui Brâncuș. Nu știu care e exact suma, nu mi-am inteles exact, dar cred că a fost peste 50 de milioane de euro. Sculptura la New York, 300 de milioane de euro. 300 de milioane? Da, de dolari. De-aia vorbesc. 300 a ajuns. Dar nu știu ce. Da, al lui Brâncuș, oricum. Uitați ce spune un Sidney Guest, sculptor și critic de artă american. De pe vremea lui Pericle, de la sculptorul lui Fidias, în secolul 4 înainte de noastră, Bobinier a avut un sculptor așa de genial. Se referă la Brâncuș. Altul.
Operele lui Brâncuș poartă aluzia cea mai evidentă, cea mai evidentă la o lume supramunteană. Și altul spune irezistibilă aspirația omului spre lumină. Pentru că lumina, pasărea văzduhului, care este în toată opera lui, pasărea văzduhului, inclusiv în Târgu Jiu, pasărea văzduhului reprezintă nimic altceva decât lumină. Pe lângă zbor și lumină. Arta lui Brâncuș. O imagine realității a esenției lucrurilor, nu a aparențelor, nu poate fi cadrulată niciun cuvânt. El a inventat propriul lui curent. Opera lui trebuie văzută cum s-a dezvoltat de la o piesă suprată la alta, trebuie privite ca întreg. Sunt atât de legate de-a lungul vieții lui, cum a evoluat în gândirea sculptării. Trebuie să pleci de la prima piesă până la ultima piesă, vezi ce legătură incredibilă este în el. Așa ceva nu s-a mai întâlnit. Aud, Brâncuș, aud azi vorbindu-se despre tot felul de curente în artă, e un fel de balabuc universal. Să nu confundați niciodată arta modernă cu arta și modernă. Eu nu sunt nici realist, nici cubist, nici baroc, nici altceva de suriu ăsta. Un unchi al lui Brâncuș, care lua, când era mic, cu oile în zona apropiei localității Tismana, copilul avea o reacție puternică și oricum strană atunci când auzea clopotele mănăstirii de acolo. Clopotele mănăstirii. Mai exact, el sărea în sus, scotea cuțitul și trăgea pe faci, sculptat. Unchiul se întreba, dar ce s-a întâmplat? Unchiule, simt în mine că mă încearcă ceva, o neliniște, dacă nu trag așa, nu mă liniștesc. Mai târziu, când ascultea clopotul de la biserică și spunea, pentru mine sunetul clopotelor este o voce divină. Cânta în biserică, avea o voce extraordinară de tenor și întotdeauna a cântat în biserică, chiar și când ajungese bătrân. 3. Brâncuș. N-am avut niciun profesor, am învățat singur atât în artă cât și în gândire. Asta e esențial pentru voi ca filozofi. Citiți dinozauri din filozofie care au fost până la voi. Nu e care trăiesc, că aia nu există. Aia mari, trăiți, citiți-i ca să nu repetați greșelile care au făcut ei și trebuie să veniți cu ceva nou, doar respingând tot ce a fost. Dacă vă vine ideea bine, dacă nu. N-am niciun profesor, am învățat singur atât în altă cât și în gândire. Am căutat mereu sursele originale pentru arta mea și am procedat la fel ca să gândesc. Trăim într-o lume lipsită de valori. Noi trebuie să le descoperim cele adevărat. 3 factori fundamentali. Credințele strămoșești precreștine în folclor românesc, foarte important, creștinismul ortodox, mai ales mistic, și metafizica extremului orient, în special indo-tibetan. Influențe de la Derain, Matisse, Maurice, primitivismul, care a fost foarte important și era la mod în epoca, cu Gauguin și alții, care le-a influențat Picasso și alții. Nu Parisul, orașul, mi le-a dat inspirația, ci muzeul Louvre cu arta din el și mai ales arta arhaică, care mi-a zgândărit anumite idei pe care le aveam de mult în minte, dându-mi curaj să trec la acțiune. Asta este iarăși esențială pentru ca să înțelegi Brâncuș. Esențială chestia asta. A fost influențat de Rodin la început, după care și-a dat seama că trebuie să plece și asta doar 2 luni și a plecat. Cum a ajuns Brâncuș la așa ceva? Despre metoda asta vreau să... Cum a ajuns? Păi, gândiți-vă ce trebuie să faceți voi ca studenți în filozofie în ultima țară din Europa, cea mai săracă, cea mai coruptă, cu cele mai multe toalete în curte. Ce trebuie să faceți voi ca să ajungeți printre cei mai mari filozofi din toate timpurile? Ce a făcut Brâncuș? Luați-l ca model. Eu l-am luat ca model. Plecarea de acasă. A plecat la 10 ani pe jos din Hobița, pe Tiștani. Tata era gospodar cu slugi în curte, deci nu era foarte sărac. La Craiova am fost băiat de prăvălie, dar a schimbat mediul, foarte important. Să schimbați mediul. Dacă aveți impresia că trăiți într-un mediu foarte bun, luați-vă la revedere să vă scriți numele în istoria gândirii umane. La Craiova am fost băiat de prăvălie la restaurantul din fața gării. Am stat 6 ani și munceam câte 18 ore pe zi. La 3 dimineața mă sculau birjarii cu ciocănitul care făceau. Lucrarea este era ca pașnic. Prima la Paris. Dar cum a ajuns la Paris? A plecat pe jos din București la Paris. A mers pe jos. Avea niște bani strânși ca să aibă cu ce să trăiască, dar a mers pe jos. I-a luat 2 luni și ceva. S-a îmbolnăvit pe drum și niște măicuțe de la o mănăstire l-au tratat. La Paris am lucrat la început pentru a-mi câștiga existența ca spălător de vase în restaurante. Era un soi de paharnic. Nu turnam vin boierilor. Mă specializam în spălatul paharnic. Și ca să vă arăt, poze de când, din 1907, de când era spălător de vase, pahare în Paris. 1907-1900, nu contează, de aceasta. A avut chiar și o invenție pentru spălatul paharului cu rapiditate. Deci a inventat un aparat care să spele aparatele mai repede. Prieteni, Matisse, Modigliani, Apollinaire,
nu stau în detalii, asta nu ne interesează. Despre biserică e foarte important, el credincios, pentru că a fost credincios ca și Tarkovski. De ce fac legătura între Tarkovski? Pentru că am prezentat până la Tarkovski. Legătura între cei doi este originalitatea, esența lucrurilor și biserica. Astea sunt cele trei și multe altele le redau în final. Nu am, spune Brâncuș, nu am niciun respect pentru legile, pentru religiile, pentru mătările propriei mele biserici răsăitene în care am fost botezat. Ca și mulți alții, printre ei care și eu, popii, mare majoritate, sunt niște mafioți, PSD-ști corupți, plini de bani. Se suie în Mercedes și nu. Nu am niciun respect. Și totuși îmi place să cânt în fiecare duminică în biserica românească. Avea o voce foarte bună. Cum de reușit să facă Brâncuș să scrie, să fie cel mai mare sculptor din toate timpul în până acum? În sculptură? Astea, interpretarea mea, trebuie să sacrifici totul ca să atingi absolut. Dacă nu-l atingi, în final, măcar ți-ai făcut datorie și ai încercat. Dar măcar ai încercat. Dar ce să sacrifici totul? Totul. Doar ca să faci ceea ce trebuie să faci. Totul. Dar ce înseamnă totul? Familie, bani, slujbă, orașul în care te-ai născut, satul în care te-ai născut, țara în care totul trebuie să treci peste toate chestiile astea, să le lași în urmă, să faci numai ca să atingi absolut în domeniul tău. Asta este și trebuie. Altfel, n-ai nicio șansă. Dacă sacrifici totul, ai șansă, dar nu înseamnă că ai să atingi absolut. Dar măcar ai încercat și dacă ai încercat și nu ți-a ieșit, nu te-a vizitat ideea, asta este. Dumnezeu nu te-a avut. Dumnezeu care nu există, nu intrăm în detaliu. Ce spune Brâncuș? I'm no longer of this world, I'm far from myself. Deci nu mai este în lume, nu mai ține nici măcar de el. I'm no longer part of my own person. I am within the essence of things in themselves. Am ajuns la esența lucrurilor. Asta era cea, asta o spuneam de când era tânăr. Sloganul ăsta, iarăși ăsta, trebuie să-l rețineți, e esențial. E esențial. Tot ce ai vrut să faci. Să ajungi la esența lucrurilor. Asta spune Brâncuș. McQueen, într-un muzeu, persoană importantă, în 45, a invitat Picasso, Bonnard, Brâncuș. Spunea lui Bonnard că Picasso va apărea și pe aici. Și Bonnard spunea, he's still making monsters, despre Picasso. Picasso, când a auzit că Bonnard a invitat, I hope he learned something. Când vorbea schimb de Brâncuș, acest McQueen, care s-a ocupat cu toată expoziția asta, a spus The Divine Brâncuș. Deci, ăștia trăiau toți și cum se criticau unii pe alții, dar când ajungeau la Brâncuș, nimeni nu spunea nimic, pentru că nu avea ce să spună. Brâncuș a scris, spune despre Michelangelo, că ăla a făcut spiritless, a făcut biftec cărbări, pentru că a repetat ce au spus grecii și nimic altceva. A cântat toată viața în biserică, am spus asta, la vamă, celebru scandal, l-au pus să plătească când au văzut structura, era deja destul de, avea peste 50 de ani, cu pasărea văzducului, era înaltă, foarte înaltă și destul de groasă, deci avea câteva kilograme bune, și au vrut să-l, la vamă, au zis, ce e asta, trebuie să plătești pentru cupru sau din metal care a făcut, și el a spus, domnule, este operă de artă, da, domnule, plătești, asta nu e operă de artă, tu vrei să faci aici bijuterii, și l-au pus să plătească vama, a dat un judecat vama, a durat 2 ani și a câștigat procesul după 2 ani. Vama a angajat printre cei mai buni 2 judecători și judecători avocați, care la tribunal unul din ei a spus, if that's art, dacă asta e artă, eu sunt zidar. E, nici măcar zidar nu era acel avocat. Duchamp, artistul care era cu arta abstractă, Brâncuș nu avea treabă cu arta abstractă, când a auzit, a spus, domnule, trebuie să protestăm, să te ajutăm, au vrut să-l ajute, Ezra Pound l-a susținut și alții. Brâncuș, care a ajuns la peste 50 de ani, era mai bine privit în America decât în Europa. Nu poți fi profet în statul tău. În România nu l-au recunoscut niciodată. Erau prea înapoiați. Nici măcar în Europa nu l-au recunoscut. Întâi l-au recunoscut în America și după aceea mai târziu. Tot a plecat în opera sa de la sărutul, dualism, femeie, bărbat, viață, moarte, timpul, viață, triumf, viață spre moarte. În opera lui Brâncuș, mereu, contrariile se învin, ați văzut ce spuneam mai înainte, cum de reușit să facă chestiile astea? Propria inspirație. A ajuns right from nowhere, cum spunea cineva despre Brâncuș. A venit din nicăieri.
de nicăieri. Asta trebuie să faceți voi în filosofie dacă vreți să... În 1918 a făcut prima versiune a coloanei infinitului la el în atelier, din lemn, după care a dezvoltat-o mult mai serios. Nu intrăm în detalii foarte multe la operele sale de artă, Pasărea Văzducului. Aici e versiunea finală, una dintre versiunile finale, a fost în nenumărate versiuni, 16 versiuni. Asta e...